După o perioadă de incertitudine cauzată de retrogradarea echipei din prima ligă, săgeata Năvodare a început să pregătească sezonul următor. Teoretic, gruparea de pe litoral va evolua în seria 1 a ligii a doua, însă mai există o mică speranță ca năvodărenii să joace tot pe prima scenă a fotbalului românesc. A fost judecat apelul depus de ACS Poli Timișoara în privința meciului cu Oțelul Galați, iar decizia se va anunța în zilele următoare. Până atunci, săgeata a alcătuit deja programul pentru viitoarea ediție a ligii secunde, obiectivul fiind promovarea. Antrenorul echipei rămâne Cătălin Anghel, reunirea jucătorilor este programată pentru 16 iulie, iar în această vară avem programate două cantonamente. Primul stagiu centralizat va avea loc la propria bază sportivă în perioada 20-30 iulie, iar al doilea se va desfășura cel mai probabil în perioada 1-15 august la Poiana, Brașov sau Snagov. În privința bugetului, acesta va fi mult mai mic decât sezonul trecut, comparabil cu cel al Unirii Slobozia, echipă care a ocupat primul loc în clasamentul seriei 1. Nu vom face vreun cantonament în străinătate pentru că nu vrem să depășim bugetul, a spus Aurelian Băbuțan, care își continuă activitatea în funcție de manager al grupării de pe litoral. Din lotul folosit de săgeata Năvodare în sezonul trecut mai sunt decât doi jucători, portarul Gordin și mijlocașul Vieru. Discuții avansate sunt portate cu Florin Popa și Vezan. În paralel, conducerea clubului încearcă să urgenteze lucrările la stadion, astfel încât săgeata să poată evolua în Liga Secundă la Năvodari.